Bună ziua, dragii mei! Sunt tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Dragii mei! Dragii mei, cei cu planete în zodia fecioarei care ați trecut prin multe dezamăgiri și mi-au tot apărut mie multe, multe dezamăgiri. Sper să nu mai apară pentru că uitați ce a apărut în pre-etalare. În timp ce am amestecat aceste de cărți, regele de cupe, de ape. În timp ce am amestecat celălalt de cărți, asul de cupe și 8 de bâte. Comunicare cu pasiune despre o nouă dragoste, despre vindecare, despre suflet. Eventual, măi, ori vă paște o îndrăgosteală, ori se lasă cu pupături. Regele de cupe, în general, e în echilibru, nu arată atâtea emoții și e dulce doar în anumite ipostaze și într-un anumit mediu. E în echilibru. Ideea este că simte foarte profund regele de apă, simte profund și își controlează destul de bine aceste simțuri. Asta nu înseamnă că le reține pe toate. Oferă cu măsură, pentru că știe că persoana pe care o iubește se poate scufunda în atâtea emoții. Așadar, e conștient de profunzimea emoțiilor sale și oferă cu măsură. Bine ar fi să nu ajungă în extreme. Interesant e că la capătul setului de cărți apare intuiția, iar probabil că Neptun în zodia peștilor, poate și Jupiter care a trecut prin pește, a activat ceva în relațiile de lungă durată în casa șaptea voastră a unora dintre voi. În primul rând, vă activează intuiția într-un mod subtil. Intuiția voastră vă spune că e ceva, se întâmplă ceva. Începe să simțiți, începe să iubiți eventual sau vă întâlniți cu cineva care efectiv oferă din suflet și asta vă impresionează foarte mult pentru că ați avut de a face cu oameni care v-au dezamăgit, da? Și posibil acest personaj, femeie sau energie feminină, neapărat femeie, energie feminină, să comunice cu 8 de bâte într-un mod pasional, dar și într-un mod foarte intuitiv, efectiv să se deschidă în fața. Apropo de comunicare, mai avem aici un valet de aer, da? Să se deschidă în fața persoanelor cu care comunică într-un fel posibil unic. Asta pentru că are parte de revelație, are parte de miracole. Că sunteți voi această persoană, că e persoana de care v-ați îndrăgostit, variază, evident, dar mai... Asul de cupe, măi fecioarelor! Și cred că în august poate se lasă, că e 8, vorbim de iunie, poate în august se lasă cu vreo călătorie ceva, poate. Așa a venit un mesaj. Dar asul de cupe în iunie, în luna îndrăgostiților, nu? Ia uite, și magicianul noi sunteți voi, nu? Mercur. Voi sunteți guvernați de Mercur, magicianul. Posibil blocați. Blocați, ia să vedem. Nu, trebuie să alegeți. Nu blocați, doi de spade înseamnă foarte multe, de asta dată trebuie să alegeți. Să comunicați, să manifestați prin comunicare o chestiune sau să comunicați despre resursele voastre, despre ceea ce vreți să manifestați. Voi știți despre ce vreți să comunicați sau să vă informați sau să manifestați. Aveți de ales oricum. Sau a merge înspre un alt semn de pământ sau a merge înspre un job, a merge înspre, da. Da. Alt semn de pământ sau un semn de, în mod special rac, aș zice. Nu zic semn de apă, cineva cu marcaj în zodia racului, acolo sunt niște lacrimi. Sau poate leu. Leu fecioară. Oricum, aveți de ales între a manifesta ceva nou sau a vă duce în urmă într-o zonă în care sunt lacrimi, au fost lupte și poate uneori aveți tendința de a dori să resuscitați, să reinventați relația respectivă de orice natură ar fi, emoțională, profesională, familială, da? Hai să vedem. Opt de bâte. Mai. Și totuși, mai amestecăm aici odată, da? Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord, în fecioară. Mai fecioarelor.
Nu sunt multe. Ideea este că da. Aveți un as de cupe interesant. Le păstrez pe astea care au rămas deasupra celelalte. Într-o parte. 8 de spade. Asul de cupe revine. Da? E un mesaj important. 9 de bâte. 9 și 8. Posibil unii dintre voi v-ați blocat. 9 de bâte uneori înseamnă blocare. Și 8 de bâte, iar blocare în gânduri, în energie, într-un trecut. Aș spune nemanifestare, dacă dați să folosesc acest, dați voie să folosesc acest cuvânt. N-ați manifestat ceva în totalitate, în deplinătate, în armonie. Cu 8 de spade v-ați rănit în loc să creați, să transformați. Și totuși, această carte îmi sugerează că vreți să depășiți aceste blocaje, aveți această determinare, energie creativă este suficientă, cea a creativității, a sexualității este activată, dar de asta dată vine activarea și chakra inimii. Da? Dacă până acum ați avut relații bazate pe atracție, pe impulsuri fizice, primare, într-o formă sau alta, sau un anume tip de comunicare, acelea v-au rănit. Acum cred că este cazul să descoperiți asul de cupe acesta, vă ajută să descoperiți o altă capacitate a voastră de a fi sexy și iubitori și, interesant, trup, minte, suflet, de a vă conecta cu toată ființa voastră la cineva. Interesant. Dar vedeți voi că nu putem, că mă includ și pe mine și pe toți cei care vreți sau să descoperiți această minunată conexiune, da, în trup, suflet și spirit. Sau minte, trup și suflet, da, minte, trup și suflet. Nu putem avea acest tip de conexiune cu toată lumea, evident. Și ca să înțelegem acest lucru, trebuie să trecem prin relații karmice, trebuie să trecem prin relații dureroase, care ne țin în lanțuri mentale, emoționale, în acele blocaje. Am zis, 9 de bâte într-o formă există, și, într-o formă existentă sugerează și blocaje, dar 9 de bâte înseamnă și determinarea de a sta în picioare, de a depăși blocajele și de a merge mai departe, cu responsabilitate. Dar asta se poate face, acea determinare se activează doar prin descoperirea iubirii. Nu! Ia uitați ce are în ochișorii, nimeni. Unde e, mă? Unde ești? Stai. Da, mă, se vede, da? Unde sunt ochișorii? Hai, mă, că se vede. Uite așa. A, așa. Vedeți ce inimioară în loc de pupila o inimioare. Mai. Mai. Picioare nor. Asul de cupe. Bine, dragoste, în viața voastră. Dacă n-ați... Unii poate sunteți, ați vezi bărbiță. A, sunteți atent. Mai spre roșcățiu, zic eu, roșcățiu. Mai spre roșcat sau... Șaten, mediu, nici prea închis, nici prea deschis. Șaten. Ochii albaștri. Unii probabil că faceți sport, vă place să faceți sport, să vă înconjurați de lucruri frumoase, valoroase, să aveți o stabilitate. Evident că sunteți semn de pământ. Dar vine această dragoste, pentru că pământul fără apă se crapă, se usucă, nu? Fără emoții, fără dragoste, ia uite, la capătul setului de cărți e o dorință. Dorință intensă față de cineva, dar este nearătată. Probabil că voi aveți o reținere. Aici ar putea să fie și blocajul despre care am vorbit sau parte din blocaj, din stres. Nu știți cum să exprimați eventual. Așa simt. Să exprimați atracția, dragostea și conexiunea și gândurile, faptul că vă gândiți la cineva tot timpul. Și zic, băi, cum să-i spun? Că îmi doresc acest personaj, masculin și feminin. Se activează și masculinul și femininul din voi. Și dorința de a primi și dorința de a oferi. Și asta e minunat.
Un mesaj foarte frumoase, mesaje foarte frumoase, aici este tatăl. Și înțelepciunea seamănă totuși cu eremitul poza, nu? Or, eremitul. Aș spune, ar putea să fie un aspect al vostru, al unora dintre voi care vreți să înțelegeți lucrurile prin care ați trecut. Și în primul rând, stresul nou de spade pe care l-ați trăit, încă e o figură masculină care vă influențează, ar putea să fie un tată în viața unora, un soț, un profesor, o figură masculină autoritară care vă influențează. Și aici trebuie să echilibrați voi masculinul și femininul și această dorință. Dorința poate să vină din ego, adică de obicei vine din ego, dar aveți mai multe de temperat, de lucrat. Și această dragoste, zic eu că vă arată calea într-o formă sau alta. Hai să vedem. Mai drăguț, mă, 10 minute. Ia uite, iar s-a oprit la astfel de cupe. Vedeți, mai, și victorie, și atracție super, super mare. Magnetism. Magnetism fecioarelor. Soare, lună, Venus, ascendent. Nodul nord în fecioară. Am zis? Fac și eu o declarație. Știați, ia uite, 7 de spade. 7 de spade. Probabil trebuie să plecați dintr-un mediu toxic. Așa simt. Aici sunt spadele. Trebuie să plecați dintr-un mediu toxic într-o zonă, așa simt această carte, într-o zonă mult mai liberă. Pe de altă parte, e un mediu închis. Apropo de 8 de spade, este un mediu închis. Acolo v-ați păcălit voi gânduri care v-au rănit, cuvinte care v-au rănit, blocaje, blocaje care v-au consumat, să zic. Dar interesant cum vine această carte, acest mesaj acum. Vă mai uitați un pic în urmă, pentru că din locul din care plecați unii dintre voi, știți bine că trebuie să fiți precauți. Vă uitați, mai degrabă vă uitați în urmă cu precauție, nu cu dor, nu simt că e dor. Vă uitați, mă, a văzut cineva că am plecat? Pentru că știți că sunt cel puțin două persoane acolo care v-ar putea bloca, sau care ar putea măslui adevărul într-o formă sau alta. Interesant, 10 de bâte aici vă consum. Mamă, iar, mă, lăsați-mă, mă, cu durerea asta. Ia bucurați-vă voi un pic de viață. Poate că ați încercat să vă bucurați de viață și să uitați de această dezamăgire și de acest consum energetic într-o poveste veche, poate. Dar acum vine asul de cupe. Dacă ați ajuns la 9 de cupe să vă iubiți, da, să vă înțelegeți, să vă apreciați, să lucrați cu voi, cu corpul vostru, cu creativitatea, cu sufletul, cu mintea, vine și asul de cupe ca și cadou, aș spune așa, vine. Cadouț. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Ia uite, măi, extraordinar, 8 de spade. Nici n-am apucat să tai cărțile și valetul de spade. Probabil, tăcerea, iar sunteți blocați într-un mediu și nu puteți să comunicați cum ați fi vrut, că am văzut magicianul, da? Iar sunt niște lanțuri. Lanțuri și aici am văzut, da. Dar 8 înseamnă transformare. 8 și cu 1 înseamnă 9. Înseamnă încheiere de ciclu. În curând, o să vină un gând, o să vină o informație care cred că vă va ajuta. Zic de ajutor pentru că asul de cupe este un simbol foarte pozitiv. Da? Nu o să tăiem cărțile. Mai este cu o dată. Vreți să vorbiți de două ori. Să spuneți niște lucruri pe care le-ați ținut în voi, eventual, acel 8 de spade, să fie acea perioadă în care n-ați putut să comunicați. Și pentru că n-ați putut, ați urmărit eventul. Ce? Ia uite, asta vrea să iasă? Faetonul. Vreți să mergeți mai aproape de destinul vostru, de vindecare? Vai, asul de bâte în trecut, moarte. Asul de bâte, moartea și marele preot. Bre, ce cărți. Mai zic și eu, bre, nu vă supărați. În trecut. Pentru unii poate să fie așa. Sunt multe mesaje, dar dau măcar unul, două din ele.
Asul de bute. Energia voastră sexuală, vitalitatea voastră, a voastră, da, sau a voastră împreajma anumitor persoane sau a unei persoane, v-a transformat felul în care gândiți despre educație, spiritualitate, tradiții. V-a transformat. Sexualitatea vă transformă, interesant. Spiritualitatea, wow, deci asta este super puternic pentru cei care înțeleg cu adevărat mesajul. Deci sexualitatea v-a transformat spiritualitatea, sau mai bine zis, viziunea despre spiritualitate. Una e spiritualitatea și altea sunt tradițiile. Wow. Poate unii dintre voi ați avut o moarte în familie la un moment dat cândva. Dar acea moarte a venit și cu Da, eliberare. Acea moarte, repet, a adus o viziune diferită despre tradiții, căsnicie, atracție, inițiere. Da, ați lăsat în urmă, vai, ați lăsat, e bine dacă ați lăsat, un personaj cu care ați avut tot timpul discuții, 5 de spade, ați meditat, v-ați detașat, ați găsit soluții la așa ceva, poate... Poate, interesant, vine alt mesaj, apropo de ce am citit aici, vine alt mesaj pentru unii dintre voi. Asul de bâte, atracția pe care ați avut-o față de cineva s-a încheiat, pentru că n-au fost stabil, n-au fost de valoare, n-au fost... n-au fost de valoare, așa simt, cu marele preot. Da. Au stat în aceste jocuri mentale, argumente, ego, v-au rănit mult timp, poate unor v-au pus la pat sau v-au consumat energia cu decepții, dar v-ați detașat emoțional de acest personaj. În prezent, 10 de putere apare. Oh, ce frumos, 9 de monede. Puteți să fiți voi sau o persoană independentă în viața voastră? Oh, regele de bâte. Dacă sunteți bărbați, probabil că vă simțiți foarte... Ia uitați cum vă uitați. Dacă sunteți bărbați, sunteți foc pentru o femeie independentă, care iese din colivie, este out of box, este unică, are ceva unic, are ceva altfel. Această atracție vă consumă. Mai vedem, mai clarificăm. Sunt mesaje și mesaje. Eventual aveți sau priviți, mai bine zis, către două personaje diferite. Wow, dar total diferite. Un personaj înalt care inspiră. Toată, cum aș spune, proximitate sau mediul din jur. De ce zic mediu? Pentru că nu inspiră doar oameni, inspiră și animale și ființe. Știți voi genul acesta de oameni, unii, poate chiar sunteți, da? Care când vedeți animale, păsări sau lucruri frumoase, vă entuziasmați și energia se schimbă în jurul vostru, da? Cam așa e acest personaj. Și dacă sunteți bărbați, vă uitați cu foc, cu pasiune, cu drag, cu... poate chiar un soi de uimire, aș spune, către acest personaj, out of box. Și mai este un alt personaj, total diferit, care o să clarificăm, dar până atunci, care nu se cunoaște. Poate sunteți voi, înainte să întâlniți acest personaj, poate înainte să întâlniți acest personaj, ați dus multe în cârcă,
Nu ați știut event, da. Nu ați știut potențialul vostru. Ați considerat că voi sunteți oameni simpli care trebuie să muncească, să ducă în cărcă. Tipic feci. Unele fecioare așa sunt. Unele fecioare așa sunt. Că tot aici apar doi cerbi, da? Lucrați și acasă și la locul de muncă. Lucrați pentru aia, da? Poate să fie o relație la locul de muncă, poate să fie o familie în care tot așa vă implicați. Nu neapărat că sunteți căsătoriți, poate nu sunteți căsătoriți sau căsătorite, dar munciți pentru familie. Știm cum este, știm și vă înțelegem. Și apare acest personaj care vă inspiră pe unii bărbați. Vedeți, aici e bărbat, aici e bărbat. Și întâlnirea cu acest personaj vă face să vă simțiți parcă nu pot să fiu în postura asta cu ea. Trebuie să mă ridic la poziția de rege, trebuie să actualizez, să reactualizez ceva în mine, în primul rând dragostea, felul în care gândesc, felul în care mă văd pe mine, că și aici tot bărbat este, și aici tot bărbat e, da? Felul în care mă văd, felul în care îi văd pe ceilalți, felul în care, sau viziunile pe care le am despre ceea ce pot să creez. Și sexual, și nu doar sexual, și prin suflet, și prin, da? Întreaga mea ființă, că e foc, e foc, e spirit. Și nu vorbesc de zodia leului, nici de a berbecului, nici de a săgetătorului, vorbesc de energii. Dacă voi vreți să vă fixați pe zodie, e problema voastră. Wow, ia să vedeți așa mai bine. Dacă sunteți femei, un bărbat se uită la voi, wow, super atrași. Super atrași pentru că aici este Venus în fecioară. În general, nu obligatoriu. Dacă sunteți femei independente, și ce băi, încă suntem în secolul 21, în România. O femeie independentă iese, transformă tradițiile, iese din șablon, da? Prin pasiunea pe care o are. Probabil că aici este uimitor pentru unii care vă admiră. Puteți să inspirați tot ce e în jur. Și puteți să vă implicați și cu multă responsabilitate în lucruri umile, aș spune, sau simple, sau modeste, sau comune. Dar ființa voastră este aceasta. Chiar dacă uneori poate, mă, ce mesaje vin, poate că voi munciți, v-ați consumat într-o pasiune, voi. Am zis, cum am zis mai devreme, dar într-o altă formă, mai subtilă. Sunteți pregătiți eventual să fiți independenți și să lăsați aceste greutăți, măcar o parte din ele. Nu zic că renunțați la responsabilități, că suntem oameni responsabili, dar măcar o parte, sau puneți granițe personale, vedem. Da, iar apare același format. A, nu, că ăla apare că, da. 7 de cupe, regina de spade. Și de spate, interesant. În viitor, opțiuni. Dar, da, interesant, am vrut să trag cu ochiul. Și veți alege în aceste opțiuni să manifestați ceva nou, să tăiați ceva cu trecutul, ceva, interesant, să tăiați în stânga și în dreapta opțiune. Nu, asta nu-mi place, asta nu-mi place, asta nu-mi place, îmi place asta. Îmi place aceasta. Asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, asta nu. Pe aceasta o vreau, care lumină. Are, stai cum era, cum a zis cineva. Stele în ochi. Da. Și veți avea, va trebui să alegeți între a manifesta, a revenit magiciană, ceva nou. Eventual, repet, bărbații, o nouă variantă a voastră și pentru asta trebuie să fiți un pic raționale. Bine, fecioarele pot fi raționale, dar să nu uitați de intuiția care a apărut mai devreme, dar conectați rațiunea să fie conectată la sursă, la lumină, la valori înalte și la intuiție. Da. Puh, ia uite.
Vreți să lăsați, veți manifesta eliberarea, eliberarea, cop de bâte, eliberarea de lacrimi, de decepții, de dezamăgiri, de suferință, de doliu, să zic. Și înălțarea voastră, să zic, în grad, într-un grad, mergeți către o femeie și foarte, foarte complexă, masculin și feminin, sau un personaj bărbat, bărbat foarte complex, care are și latură feminină și masculină activată, așa aș spune. Și asta e extraordinar, două suflete perechi. Da, merge spre două suflete perechi și nu zic că merge spre semn de aer, nu, 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 nu. Nici musai spre semn de apă, nu. Asta variază de la om. Mergeți către un personaj complex, cu masculin și feminin activat, că nu degeaba au apărut acele cărți, da? Uitați-le, ia uitați-le, ia uitați-le. Care e în control, care își controlează viața, care are înțelepciune, dar care știe să fie și blând, blândă, cu regina de cupe, da? Și rațional, regele de spade și regina de cupe, da? Dacă sunteți femei, veți avea o perioadă de confuzie pe care trebuie să o depășiți, repet, prin aceeași rațiune despre care am vorbit, dar conectată la intuiție. Și voi, femei, nu contează ce sunteți, bărbați, va trebui să alegeți, să manifestați ceva nou, da? Iar să mergeți către o persoană complexă. Și totuși, dacă voi sunteți aici nouă de monede, femei independente, stați bine, mult mai bine lângă un rege, da? Am văzut și regele de spade ca și figură rațională alături de o regină de cupe. În ce sens? Un personaj pasional, rațional, dar și sensibil. De ce să nu fie totul all inclusive? Hm? De ce să nu fie? Și probabil că va trebui să lăsați bărbați, femei, nu contează. Da, aici a fost o confuzie. Ați avut o pasiune față de cineva care v-a consumat energia și v-a lăsat în confuzii. Și voi, și eu știu cine o mai fi, știți voi de această pasiune. Și cred că ați renunțat totuși, sau renunțarea, decizia de a pune capăt acelei pasiuni a fost marcată în trecut, chiar dacă acum se resimte, să zic, poate resimțiți energetic, că nu mai aveți energia de atunci în relația respectivă. Dar vă reveniți, aș spune, cu nouă de monede, vă reveniți, ieșiți din cușcă, ieșiți din casă, afară e frumos, vă plimbați, flori, fluturi, animăluțe, poate chiar cu patru de bâte, interesant, un patru de bâte, aș spune, în spate, poate vă duceți la niște evenimente. Decorul ăsta îmi sugerează gen de nuntă, căsătorie, botezuri, chestii de-astea, știți? Da, nu neapărat. Nu neapărat. Hai să și clarificăm, nu? Ce ziceți? Hai să clarificăm. Marele preot. Ia clarifică, marele preot, în trecut. Poate cineva cu planete în semnul taurului, al scorpionului sau leu, berbec, săgetător. Da, blocați, blocați ceva în trecut. Dacă ați învățat să puneți granițe personale în familie, în căsnicie, eventual în falsele tradiții sau tradițiile învechite, este nemaipomenit. Asta face parte, șapte de bâte, sau blocajele, în ce sens? Granițe personale. Aceasta este o etapă în transformarea spiritualității despre care am vorbit mai devreme. Da, temperanță, vă vindecați. Poate unii vă vindecați de cineva cu planete în zodia vărsătorului care a încercat să vă domine, poate, dar ambele cărți, trecând peste săgetător sau vărsător sau berbec taur, nu asta mă interesează pe mine și bine ar fi nici pe voi. În trecut ați învățat să, poate ați fost foarte precauți cu sufletul vostru pentru că ați fost răniți, pentru că a fost o moarte
și o renaștere. Și precauția asta a fost o etapă în transformarea voastră, da? A fost necesar să fiți precauți ca să vă vindecați. Ambele cărți reprezintă vindecare, echilibru, conectare la spiritualitate. Trebuia să vă vindecați de o figură autoritară, am mai zis odată, a apărut împăratul și mai devreme, da? Mai dăm o carte pe acești 7 de bute. Chiar mă lungesc, am să fac jumătate de oră. 7 de bute, o carte. Da. Lupte, puterea, da? Lupte. A trebuit, pentru că acolo au fost tot timpul lupte, acasă. Acasă în ce sens? În familia în care v-ați născut, v-ați luptat tot timpul. Dar, știți, e o lecție acolo. Probabil că acolo va muri cineva cu marcaj într-un anume, eu știu, va muri cineva. Și dacă n-a murit cineva, musai, a murit, să zic, felul în care i-ați idolatrizat, poate, în fine. Acolo au fost lupte. Dar tocmai luptele de acolo v-au învățat să puneți granițe personale, să fiți precauți și fiind precauți și investind o perioadă în vindecarea sufletului vostru, ați marcat această transformare despre care am vorbit, da? Moartea și puterea. Ambele reprezintă casa 8-a a renașterii. Ați ieșit din ego. Și tindeți încet, încet, bărbați, femei, nu contează nivelul de educație. Apropo de educație, da, Marele Preot, nu contează. Apare o transformare în voi. Nu trebuie să aveți diplome. Apare o transformare, dorința de a fi mai buni, de a vă ridica. Aha, interesant cum vine mesajul. Unii pentru unii, de a vă ridica deasupra mediului în care ați crescut. Mediul, familia în care ați crescut. Acolo ceva s-a întâmplat pentru unii, nu pentru toată lumea. Da, ia uite, acolo abandon, durere, da? Dezechilibru financiar, să zic. Așa, măi, eu m-am încălzit. Voi ce faceți, cum sunteți? După etalare o să mănânc o înghețată cu arțar. V-aș da și vouă, dacă aș putea. 10 de bute în prezent, ia, pentru fecioare. Și feciori, și nașpa. E o chestie nedreaptă. Poate unii dintre voi, wow! 8 de bâte, de 10 de bâte, leg acum de 8 de spade, care înseamnă și un sentiment de vinovăție pentru unii, nu pentru toată lumea, pentru unii dintre voi care, fiți atenți, nu pentru toată lumea, care știți că ați făcut bani într-un mod ilegal, nu trebuie să-mi ziceți mie nimic. Poate ați, da? Sau poate a trebuit să munciți pentru un șef. Șef, da? Care n-a fost corect, corectă. Ați muncit ca sclavii pentru o situație nedreaptă. Și asta poate să însemne multe. Că ați făcut bani ilegal, da? Că contractul pe care l-ați semnat cu un șef, da? N-a fost corect. Și cineva v-a folosit, v-a manipulat. Da, eu am ajuns la concluzia că eu semnez cât mai puține contracte și să fii independent, asta e cea mai tare soluție. Și vă urez și vouă reușită dacă vă puneți în cap să fiți independenți. 9 de monede. Da, regele de monede în prezent. Puteți să fiți voi semn de pământ. Poate să fie cineva cu marcaj în semnul taurului, care a fost nedrept, cu care v-ați luptat. Și această luptă are legătură, da? Are legătură, da? Va învăța să puneți granițe personale, că altfel vă epuiza nedreptatea cuiva. O să zic că cineva din semnul taurului, poate că nu, că e invers, sau cu fi invers, se poate întâmpla, dar sunt la zodia fecioare și țin cu fecioara în acest moment. Punct. Și știu și o doamnă fecioară care s-a consumat 10 de bute. Bună ziua, doamnă! Da? Față de o balanță care n-are timp, n-are timp, o balanță nedreaptă față de ea. Probabil că a sperat că va fi soțul ei, da, s-a consumat. Oricum, sunt multe variante la aceste cărți, v-am doar câteva,
V-am dat doar câteva. Puf, eremitul. Și v-ați însingurat în sufletul vostru. Dar în singurarea asta, vedeți, fecioara și peștii. Zodia peștilor și zodia fecioarei. Ați început să investigați în sufletul vostru. Unde e dreptatea? Unde e nedreptatea? Unde sunt lanțurile? De ce stau în lanțuri? Dorința de a vă, iar apar lanțurile de a vă elibera de lanțuri și dorința de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă și să vă eliberați, ia uite, să vă eliberați de blocaje, să mergeți către adevăr. Către adevăr. Adevărul este că cineva v-a dezamăgit și nu poți să stai să-ți adaugi rană peste rană. Asta înseamnă masochism, da? Nu vreți așa ceva. Hai să vedem. 9 de monede. Un prezent pentru fecioare. Mai cineva are un inel verde. Ia uitați, mai cer. Ia uite ce inel verde mi-atrage atenția. Aveți voi un inel verde? Verdele știți că atrage banii. Ia uite, regina de cupe. O persoană foarte sensibilă, 9 de monede. Generoasă. Dar și pământeană. Dar și intelectuală. Apare turnul și 5 de monede. Wow! Turnul 16, numărul 16, numărul 5. Unii dintre voi vă separați eventual de aceste contracte și mergeți către independența voastră. Ar fi minunat, da? Pentru că acele contracte v-au făcut, da? Să munciți ca sclavii sau să stați în vibrații, în energii nedrepte, injuste, cum vreți voi să spuneți, dar și să vă simțiți singuri în cuplu, să vă simțiți singuri în parteneriat, poate parteneria de business, să vă simțiți singuri sau să simțiți că munciți, să nu aveți banii suficienți. Da? Sunt multe variante, vedeți, care se adaptează la voi. E un sentiment de abandon acolo. Eu am senzația că acest 5 de monede se dărâmă, pentru că aici este înăuntru, aici este un turn care se dărâmă. Deci acea construcție în care nu vă simțeați bine, se dărâmă. Dacă v-ați simțit singur în cuplu, se duce cuplul ăla. Că, na, și mergeți către însingurare voită, că am văzut eremitul. Voită pentru că voi vreți independența. Dacă e un personaj independent, personajul acesta independent, probabil că a apărut într-un mod neașteptat sau are niște transformări în viața sa personală. Ar putea să fie un suflet pereche de care vă simțiți foarte atrași, dar și acel personaj, și acel personaj are de ales între a fi cu voi, eventual, și a munci pentru stabilitatea sa, pentru că acel personaj e independent, dar are niște evenimente, măi, știți cum e? Nu, acum ar fi să mă întind foarte mult, deja s-au făcut 38 de minute, să mă întind cu poveștile la nesfârșit. Ca să fii independent, trebuie să treci prin multe. Ca să ajungi la regele de monede, trebuie să fii trecut prin multe, da? Ca să ajungi într-o poziție de stabilitate, de vibrație înaltă, trebuie să fii trecut prin multe. Dar, repede, dacă sunteți fecioare, vă concentrați pe voi, măi. Învățați să vă iubiți și să investiți în voi. Regele de bute. Fecioare, mă refeream ca și femei, dar poate să fiți și ca bărbat. Să vă doriți independența pentru că până acum ați tot trăit relații tumultuoase în care v-ați simțit singuri, ați muncit pentru alții și n-ați primit poate nici măcar un mulțumesc sau un îmbrățișare sau nu știu, o chestie, știți voi. Sau poate unii, vorba aia, vă folosi pentru bani. Se întâmplă. Trei de monede și regele de bute. Ar fi pentru mulți. Ar fi dorința de a colabora ori a cuiva cu voi, ori voi vreți să colaborați cu acest personaj, să construiți ceva, aveți această și atracție fizică și pasiune, vă inspiră personajul și știți că puteți să construiți cu acest personaj. Nu să fiți în relații
dubioase sau sărăcăcioase din multe puncte de vedere, cu acest personaj puteți să construiți. Bărbați, femei, da, e un bărbat și o femeie aici. Un bărbat și o femeie. Ideea este că apare dorința de a construi ceva și stabil și pasional, cu gândul la această vibrație înaltă, n-aș spune musa independentă, vibrație înaltă. Și că ați trecut voi, că a trecut această persoană prin probleme, veți trăi și veți vedea, veți descoperi când veți sta de vorbă, când veți avea parte de intimitate verbală, să zic. Da. Ia uite, nu spuneți, dar sperați. Sperați să fie ceva frumos și e dreptul vostru, că ați lăcrimat, ați suferit. Iar bărbați, chiar dacă ați suferit, acum parcă începe să sperați. Măi, parcă nu sunt toate femeile așa, 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 așa. Dacă sunteți femei, o să vedeți, mă, parcă nu sunt toți bărbații așa, 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 așa. Mai sunt și bărbați onorabili. Eu așa zic. Și eu zic că mai sunt și bărbați onorabili, nu-i așa? Mai sunt, ia, 7 de cupe în viitor. 7 de cupe. Fecioarelor, am alungit. Mai, hai mă, 7 de cupe, luna, da, confuzii, confuzii, femeia divină în viața voastră, preîmpărăteasă și împărăteasă, eventual cineva vrea să se căsătorească cu voi, da, posibil acest bărbat, da, dacă sunteți doamne, sau dacă sunteți, nu contează ce sunteți, puteți să creșteți din punct de vedere financiar, să vă transformați, să renașteți, dar nu doar financiar, și în dragoste, și tot, adică, dacă depășiți aceste confuzii și frici și faceți lumină, cu regina de spade ar spune că faceți lumină între opțiunile pe care le aveți, învățați să discerneți care merită, ia uite, judecata, băi, deci am zis, da, discernământ, judecata. Posibil un semn de aer să încerce să se împace cu voi sau cu persoana la care vă gândiți, posibil. Da? Să încerce să se pace, dar sunt strategii în spatele, 5 de spade sunt strategii în spatele acestei dorințe de împăcare. Mare grijă! Da? Ia, 2 de spade, fuguța, fuguța, în viitor. De azi trebuie să discerneți, pentru că aveți de ales între cineva din trecut și această posibilitate de a manifesta. Wow! Ia uite! Da, blocați persoanele, cum am zis mai devreme, e acest foc, dar nu mă refer la semn de foc, mă refer la o pasiune din trecut. Aș spune că e o pasiune din trecut toxică pe care o blocați. Aveți de ales, ia uite, extraordinar, între, ia uite, între ce aveți de ales și vezi, voi știți ce alegeți, pentru că magicianul sunteți voi aici, voi știți, aveți de ales între. Na, nu zic musai semn de foc sau capricorn, nu. O persoană super sexuală sau cu care ați avut relații strict sexuale, pasionale, toxice, karmice, adictive. Punct. Persoană, bărbat, femeie, nu e treaba mea să stabilești ce sunt, da? Și aveți de ales între. Ia uite, Marea Preoteasă și Împărăteasă, pardon, femeia divină, asul de monede, posibilitatea să începeți o nouă relație cu o femeie, sau un personaj, nu neapărat femeie, da? Puteți să fiți voi aici, asul de monede. Bărbați, femei, nu contează. Să alegeți, să creșteți spiritual, să creșteți financiar, să descoperiți dragostea adevărată, asul de cupe, da? Exact ce am zis mai devreme, da? Sexualitate, inimă, da? Mental. Aici este. Marea Preoteasă este la nivelul acesta. Împărăteasa este la nivelul acesta. Asul de monede poate, e creație în materie, da? Este la nivelul acesta. Le puteți avea pe toate dacă alegeți, apropo, alegeri, dacă alegeți, doi de spade, discerneți între confuzii și ce semnalele și oamenii pe care îi aveți în jurul vostru. Măi, mi se pare super fain. Am vorbit mult, vă pup, ceau, ceau!